Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în localitatea Slatina și stăm de vorbă cu domnul Ilie Popescu, unul dintre cei mai importanți fermieri din zona de sud, din zona Oltenii. Bună ziua și bine v-am găsit aici la dumneavoastră în fermă. Bună ziua și bine ați venit la noi în fermă. Suntem o firmă de familie, unde împreună cu cei doi fii ai mei avem o exploatație de 3.000 de hectare. Avem și o capacitate de depozitare a cerealelor aproximativ 100.000 de tone. După cum vedeți, în jurul nostru avem o întindere de 4,5 hectare și un parc fotovoltaic care ne asigură necesarul de energie pentru această locație și mai mult de atâta vindem chiar și în rețeaua națională. Domnul Popescu, pe dumneavoastră fermierii vă cunosc ca un om extrem de serios, ca un fermier potent și un om de afaceri. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri, pentru că nu sunteți o figură care apare foarte des la televizor, cum ați început dumneavoastră să faceți agricultură? Care au fost primii dumneavoastră pași în agricultură? Primii mei pași în agricultură sau contactul cu agricultura sunt foarte de mult, chiar din anul 1986, adică chiar înainte de Revoluție. Am lucrat la fosta bază județeană de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultură, unde știți bine că se găseau toate produsele, pesticide, erbicide, piese, utilaje, tot ce se folosea în agricultură și am reușit ca după Revoluție să trec, adică după 1990, să trec în privat această activitate și am început practic cu comerțul cu piese, utilaje, inputuri. O activitate care a mers foarte bine până în anul 2000. După anul 2000, am văzut că au început să apară echipamente, utilaje cu întreținere simplă, ulei, filtre de ulei și mă uitam cum visul meu de o viață, văzându-mă să vând echipamente și piese pentru agricultură. Și atunci m-am gândit că trebuie să mă reorientez la afacerea și în anul 2003 am reușit să cumpăr primele 70 de hectare de teren, să-mi fac primele capacități de silozuri de depozitare undeva la vreo 7.000 de tone și să-mi fac și o moară care era în vogă la momentul respectiv și chiar aducea bani. Văzându-mă cu cele 70 de hectare, m-am gândit eu foarte bine așa, ce să fac cu ele? Să le arendesc? Eu am plecat de la faptul că să investesc în terenul, nici de cum să mă apuc și de producție agricolă, pentru că mă simțeam confortabil în comerțul cu piese, cu cereale. Îl făceam foarte bine, aveam rezultate foarte bine. Văzând că nu mi-a nimeni terenul în arendă pentru că nu prea erau agricultori în zonă, am zis să încerc să cultiv eu cele 70 de hectare, le-am cultivat, în primul an am pus niște floare, am făcut vreo 3.000 de kilograme la hectar, mi-a ieșit o marjă destul de bună, era controlată de mine și am zis, opa, ce-ar fi să-mi reinvestesc eu banii care îi băgam în inputuri, îi vindeam fermierilor, să-mi dezvolt partea de producție agricolă. Și până în 2005 am reușit să ajung să strâng undeva în arendă, pentru că erau multe terenuri în zonă, aproximativ 2.000 de hectare și mi-am canalizat toate resursele și activitatea în această producție agricolă și astăzi am ajuns să avem împreună cu cei doi fii ai mei aproximativ 3.000 de hectare de teren. Mi-ați povestit un lucru foarte interesant, cel puțin pe mine m-a captivat, faptul că atunci la Revoluție erați tânăr, aveați 25 de ani și lucrați, aveați un serviciu bun pentru vremea respectivă, câștigați bine și v-a venit ideea asta să vă privatizați. Și ați vrut să faceți lucrul ăsta cu șeful dumneavoastră. Ne relatați un pic cum a da, decurs dialogul? Este foarte adevărat. La momentul ăla
Câștigam foarte bine, vă spuneam 3-4 salarii, dar era un pic denaturat activitatea noastră, în sensul că ne apucasem, vindeam televizoare, video, frigidere și de acolo ne veneau aceste câștigi în care noi câștigam. Și eu îmi dădeam seama că asta o să fie ceva de moment, adică nu era de perspectivă ceva. Și gândindu-mă că se transferă acea activitate în privat, m-am gândit și eu să mă asociez cu șeful meu. El stătea foarte bine pe partea de vânzare, cunoștea foarte bine toți cumpărătorii, eu stăteam foarte bine pe partea de aprovizionare și mă gândeam să facem o echipă că în doi putem crește sau să dezvoltăm mai repede. Numai că el nu a fost de acord și atunci am fost nevoit să o iau pe cont propriu. Și așa am trecut eu de la sistemul de stat la sistemul privat. Da, asta a fost practic trecerea. Ușor, ușor, după 2005, ați început să accesați și fonduri de preaderare. Cred că primii bani europeni au fost și de la SAPART. Da, a fost un mare ajutor și fondurile europene constituie un mare ajutor. Este adevărat că la apariția SAPART-ului am accesat o sumă de 500.000 de euro și după această sumă am accesat încă o sumă de vreo 300.000, asta prin 2007, de atunci nu am mai fost eligibil. Dar cei 500.000 de euro au contribuit foarte mult la dezvoltarea afacerii noastre, mai ales în domeniul agricol. Am dotat și noi cu echipamente performante și afacerea noastră a crescut an de an. A crescut an de an, acum suntem aici în baza asta de cereale care arată foarte, foarte bine, o spun cu toată sinceritatea. Sunt celule vechi pe care dumneavoastră le-ați recondiționat, înțeleg că au o capacitate de aproximativ 44.000 de tone. Silozul mare tone. Care îl vedem. Silozul da? Mare e o construcție făcută undeva în anii 70, dar e o construcție 77. Trainică, 77. Sigur, în locația în care suntem aici așa, undeva la vreo 500 de metri este locația care noi am dezvoltat-o în anul 2003 și tot ne uitam cine o să cumpere și pe cine o să avem concurent aici în acest silos. Numai că în anul 2007 a existat oportunitatea unei licitații pentru acest obiectiv la care noi am participat și am câștigat acea licitație. Sincer, la început mi-a fost foarte frică pentru că era o proprietate mare pentru noi la timpul ăla, adică vreo 10 hectare în intravilan, într-un oraș, impozitele, taxele sunt tot alte și nu știam exact cam cum o să fie evoluția în zona noastră. Dar am luat pas cu pas, am început să modernizăm din 2010 o parte din acest siloz, l-am finalizat în 2014, adică în 4 ani de zile, vedeți, am modernizat tot ce s-a întâmplat, ce este aici, cu tehnologie Petcus, dacă mi este să spun că sunt foarte mulțumit de echipamentele pe care mi l-au livrat și am adus în acest stadiu. Avem o capacitate de preluare de 300 de tone pe oră de grâu prin două linii. Cred că atuul nostru principal este că nu ținem fermierii la coadă, adică cum ajung la noi la bază, reușim și descărcăm ca ei să-și vadă de recoltat. Tot în această locație ne-am gândit noi că ar fi de perspectivă să dezvoltăm și un parc fotovoltaic, după cum vedeți, avem o capacitate de 1.658, pe care l-am finalizat în anul 2013 și este una din perlele, dacă mi-este permis să spun, ale afacerii noastre, pentru că ne dă o energie verde curată, pentru că ne aduce niște venituri substanțiale pentru firma noastră și folosim în același timp și pentru activitatea noastră de aici, adică fără taxe de transport, pentru că folosim din ce producem noi, nu ce luăm din sistem. Și în anul 2019 ne-am gândit să ne mărim un pic capacitatea, ne gândeam să facem o altă locație, dar am considerat că potențialul încă al zonei este unul ridicat și că fermierii o să crească în a produce și mai degrabă ne-am gândit să ne mărim capacitatea în această locație decât să facem altă locație și ne-am mărit capacitatea cu aproximativ 30.000 de tone prin cele 4 silozuri care le vedeți aici și
Să sperăm că anul ăsta, după cum arată timpul, poate reușim să le și umplem pentru prima dată. Doamne ajută, așa să fie, sunteți adeptul investițiilor de calitate, spuneați că preferați să plătiți un pic mai mult, dar pe produse de bună calitate. Aceeași investiție o faceți și în oameni, în personal. Declarați până să începem această emisiune, îmi spuneați că sunteți foarte mulțumit de angajații dumneavoastră, de felul în care sunt implicați și lucrul ăsta să știți că ne-a convins și pe noi, pentru că am văzut toate utilajele, toate sculele pe care le aveți foarte bine îngrijite, foarte bine păstrate, depozitate și așa mai departe. Iar dumneavoastră subliniați odată în plus că nu se poate face performanță dacă nu ai grijă și de cel cu care muncești și să reușești așa întotdeauna să îmbini lucrurile într-un mod fericit și să faci echipă. De asemenea, ce am putut observa e că cei doi copii ai dumneavoastră vă sunt alături. Noi o să mergem de aici, de la această bază, chiar în câmp și acolo o să dialogăm și cu ei și o să vedem cum se prezintă și culturile, dar și ce lucrări faceți pentru momentul ăsta. Da, este adevărat. Recunosc că mândria firmei noastre rămân angajații noștri, dacă tot ce vedeți dumneavoastră aici așa sunt făcuți în mare parte cu ei și pentru noi, toți din această echipă. Mă mândresc cu ei pentru că am niște oameni de foarte bună calitate pe care îi respect, la care țin foarte mult, cu care discut permanent atât problemele lor sociale, dacă aș putea spune, și inclusiv problemele sau nevoile lor care sunt la serviciu și chiar și în familia lor, și rămânem în continuare focalizați ca să-i ținem aproape, să le creăm și lor un standard de viață pe undeva ca al nostru. Bun. Mergem de aici către terenurile pe care le lucrați și acolo o să mai stăm de vorbă și o să vadă și telespectatorii noștri cum arată culturile în ferma familiei Popescu. Domnul Popescu, am venit aici la una din parcelele dumneavoastră. Aveți cultivată rapiță pe această suprafață, dar le spuneam celor de acasă că îl vom cunoaște și pe unul dintre cei doi băieți ai dumneavoastră care sunt implicați în această afacere. E vorba de Andrei Popescu, îi spunem și lui bună ziua și ne bucurăm să știm că astăzi suntem în formula asta aici. Cum arată, vedem cu toții. Foarte bine pentru momentul ăsta. Perioadă. Așteptările sunt mari, presupun. Așteptările sunt mari, e un început de an foarte bun, plecăm cu o rezervă foarte bună. Am scăpat de ce era mai periculos, adică Gero. Mai avem mici sincope cu băltirile, dar una peste alta, vedeți și dumneavoastră, parcela se prezintă foarte bine și avem speranțe foarte bune de la această parcelă. Este fertilizată cu toată cantitatea care ne-am programat-o să o administrăm pe această suprafață și așteptăm să facem și celelalte tratamente care mai sunt, cu fungicide, cu insecticide, tot ce prezintă tehnologia de cultură a rapiței. E un sol argilos, spuneați. E un sol greu. Argilos, greu, care ne avantajează foarte mult în perioadele de secetă, dar nu și dezavantajează atunci când plouă foarte mult. Dar asta e agricultura. Trebuie să luptăm ca să obținem rezultate foarte bune. Suntem dotați foarte bine pentru aceste terenuri, adică avem capacități și puteri mari la tractoare. Și reușim să avem rezultate destul de bune. Bun, până să mergem să vedem și cultura grâului, aș vrea să-l cunoască telespectatorii noștri pe Andrei și să ne spună ce face el în societate, care este aportul lui, cum se implică. Eu în fermă mă ocup în special de tot ce înseamnă tehnologie. Sunt alături de operatorii noștri și îi ajut să implementeze tot ceea ce noi am încercat să facem în ultimii 2 ani și jumătate, în urma unor investiții de peste 80.000 de euro doar în tehnologie, și am vrut practic să ne eficientizăm
munca și să ajutăm, bineînțeles, pe operatori prin acest lucru, încercând să eliminăm eroarea umană. Vreau să le spunem celor de acasă că sunteți o societate care aplicați digitalizarea în ferma pe care o administrați. Ce fel de aplicații folosiți și care sunt randamentele pe care le oferă? Iar apoi o să vreau să-mi răspund și la o altă întrebare. Dacă există divergențe între tine și tatăl tău, ținând cont că există diferența asta de vârstă și poate viziunea e diferită la un moment dat. Printre lucrurile pe care noi le folosim, aș enumera platforma My Operations a celor de la John Deere, unde noi practic ne înregistrăm absolut toate lucrările și urmărim absolut tot procesul, de la pregătirea solului la sămânțare, fertilizare și erbicidare. Urmărim practic hărțile pe care tractoarele le trimit automat prin wireless data transfer direct în platformă și de acolo putem accesa absolut toate informațiile referitoare la doza aplicată, consumul de carburant și foarte, foarte multe informații utile pe care noi mai apoi le comparăm și în urma analizei noi luăm cele mai bune decizii în ceea ce privește munca în câmp. Practic, eliminați pierderile și greșeala umană, așa cum bine punctai. Am văzut de asemenea că la Siloz aveți o aplicație pe care o folosiți cu încredere. Ea vă ajută să controlați umiditatea, starea cerealelor. Cu alte cuvinte, tehnologia se regăsește din ce în ce mai mult în societatea dumneavoastră. Ați aplicat aceste gadgeturi și cred că e obligatoriu în viitor, dacă vrem să vorbim de o agricultură performantă, să vorbim de o agricultură inteligentă, digitalizată. Te întrebam un pic mai devreme dacă tatăl tău a agreat din prima clipă folosirea acestor aplicații sau a trebuit să duci așa o muncă de convingere încât să îi dovedești că alegerile pe care tu le-ai făcut sunt cele mai inspirate. În ceea ce privește orientarea către partea de tehnologie, decizia a fost cumva de comun acord. Noi tot timpul evaluăm diverse ferme, diverse noi tehnologii, le evaluăm împreună și dacă considerăm că este eficient, imediat și investim. Iar în ceea ce privește tehnologia, chiar am considerat că nu se poate să performăm fără tehnologie și pur și simplu acesta era următorul nivel și nu cumva ne-am dorit să începem cât mai din vreme. Să țineți pasul cu ce se întâmplă în momentul de față în agricultura performantă. Pentru noi tehnologia este foarte importantă pentru că am ajuns să lucrăm cu o precizie de 2 cm. Am ajuns să începem să facem o fertilizare cu distribuție variabilă. Lucruri care ne aduc cu multe economii și de îngrășăminte și de pesticide. Orice suprapunere care are loc, nu este lăsat operatorul să se întâmple pentru că mașina reacționează, pentru că acolo a trecut odată cu substanța și nu trebuie să mai treacă a doua oară. Și noi participăm tot timpul, eu împreună cu fiii mei, la târgu, la Hanovra, tot unde este noua tehnologie, încercăm să o implementăm și noi în firma noastră. Până acum am reușit, suntem foarte mulțumiți de investițiile și de rezultatele pe care le avem pentru această investiție. Îmi spuneați dumneavoastră la un moment dat că nu reușiți să irigați decât 280 de hectare. Cred că v-ați fi dorit mult mai mult încât să nu fiți dependent de natură, dar asta e situația. Pe moment vă mulțumiți cu ce se poate. Ați făcut investiții mari în ultima perioadă, am văzut o parte din aceste investiții. În ce credeți că mai e nevoie să aduceți un aport de capital în perioada următoare încât lucrurile să funcționeze și mai bine?
Da, ne gândim foarte serios și suntem într-un studiu să încercăm să creștem suprafața irigată și în acest studiu am ajuns undeva la faptul că avem o diferență de nivel de 120 de metri și trebuie să facem o audiție de vreo 8 km. Ăsta este studiul la care noi lucrăm, este o investiție foarte mare. Tot așteptăm să fie și ceva fonduri pe investiții în lucrări noi, nu doar pe acele UAI-uri și ceea ce și măsurile care au fost până acum. Dacă nu, să ne gândim să accesăm un credit pe durată, eu știu, de 10 ani, probabil. Am discutat ceva și cu băncile și să-l facem și din surse proprii. Cam în această direcție dorim să investim în continuare. Să încercăm să facem această aducțiune, să aducem și pe aceste dealuri pe care dumneavoastră le vedeți și să încercăm să începem să irigăm și suprafața asta. Și am observat un lucru important pe care vreau să-l subliniez, e că aveți suprafețele compacte. Asta îmi spuneați că e una dintre realizările dumneavoastră. Sigur, este unul din punctele forte ale exploatației noastre, mai ales că deținem un pic peste jumătate în proprietate și aceasta e și una din motivațiile care ne face să investim. Că știți că e foarte greu să investești pe terenul altora, dar pe terenurile tale ai acea siguranță că ai de unde să rambursezi acele credite ca să poți să putem să facem această investiție de a crește suprafața irigată. Domnul Popescu, unde mergem de aici, de la cultura Haideți de rapid? Haideți să mergem să vedeți la ce a lucrat Andrei în ultimii ani, să vedeți cum se face o distribuție variabilă a îngrășămintelor pe cultură de floarea soarelui înființată acum o săptămână, să vedeți cum arată partea aplicației, să vedeți cum merge în platformă. Acum ne aflăm în un tractor John Deere 6155, unde efectuăm operațiunea de fertilizat și aș vrea să vă arăt una dintre aplicațiile folosite de noi, care ne ușurează foarte mult munca, și anume Turn Automation-ul, care pur și simplu întoarce tractorul singur la capăt de rând, oprește oprește priza de putere la capăt, își face întoarcerea, după care o pornește automat și revine la brazdă. Avem autotrack-ul activ, cuplăm priza de putere și vom observa în momentul în care tractorul ajunge la capăt de rând, va întoarce înspre stânga în mod automat. Acum efectuează manevra de întoarcere conform traseului desenat. Iar în acest moment se poate observa cum a pornit priza de putere și începem din nou fertilizarea. Aici se poate observa și partea de section control, de drumul treptat până ce ajunge la lățimea maximă de lucru de 30 de metri. Putem observa cum a închis priza de putere, acum își efectuează manevra de întoarcere